Începute în februarie 2022, lucrările pentru modernizarea centrului civic din municipiul Călăraș au ajuns aproape de final. Proiectul a avut ca obiectiv reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călăraș prin crearea de spații urbane pietonale multifuncționale în zona centrală a municipiului. Proiectul prevede modernizarea platformelor și aleilor pietonale, modernizarea zonei carosabile, realizarea de fântâni, realizarea de elemente de ședere de tip deck, realizarea spațiilor verzi, modernizarea rețelei de alimentare cu energie electrică și alimentare cu apă și canalizare, precum și amplasarea de dotări și echipamente stradale. Cea mai importantă parte, zona de relaxare, este și ea aproape gata. Băncuțele care lipseau cu desăvârșire au apărut acum într-o formă inedită, sub forma unor șezlonguri, spun cei din zonă, surprinși ei de noul aspect. Forma băncuțelor nonconformiste atrage zâmbete pe chipurile celor din zonă. Aflăm în cele ce urmează ce părere au despre acest proiect. Frumosul ăsta nu prea ne-a. De ce? Prea seamănă pat. O să dorm, dar nu așa. Nu știu, parcă ar fi pentru plajă. Vă plac, doamnă, canapelele astea? Nu știu, parcă îți dă impresia că e pe la plajă, cum a făcut asta. Ca și cum a stat pe șezlong. Ei, nu știu de ce le-a făcut așa. Au risipit materialul, trebuia canapea simplă. Vreau să vă întreb că aici pe centrul vechi din municipiul Călăraș, proiectul este aproape gata. Vedem niște canapele care au o formă mai aparte, așa, ce părere aveți? Da, părerea mea nu contează aici, degeaba spun. E frumos, eu nu sunt aici, am stat aici în centru, dar am plecat de mult, de 12 ani. E frumos ce a făcut. După 12 ani, cum vi se pare Călărașul? Un haos total. Mi se pare frumos. Cum vi se par canapelele astea moderne? Frumoase, dar prea seamănă pat. Oare? Nu? Nu știu, vă întreb. Așa e la prima vedere. Credeți că trebuie să se întindă oamenii pe ele? Nu. Vedem că proiectul centrului vechi din municipiul Călăraș este aproape gata. Cum vi se par aceste canapele, spre exemplu? Foarte bune. Foarte bune cu banii. Vedeți că sunt puțin diferite, așa? Da, sunt. Față de alea vechi, foarte bune. Se pot odihni mai multe persoane, cred. Da, sigur, pot să dorm. Dar lungul așa. Vreau să vă întreb dacă vă place centrul vechi pe care îl vedem aici, aproape reabilitat. Da. Ce părere aveți despre băncuțele acestea? Ce a fost? Nu, de asta sunt mai ciudate astea. Nu. De ce? De ce spuneți că sunt ciudate? Nu mai bine. Sunt puțin mai lungi. Nu știu, dar parcă ar fi pentru plajă. Păi și nu vă plac? Mie nu. Bună ziua, vă salut. Ce faceți? Vă salut. Mă întorc după ceva ce cred că am uitat. Ăsta aproape reabilitat, nu e finisat, betoane, tâmplărie, scânduri care se, la primăvară se usucă, se dezgheață, îngheață, fără lac pe ele de la început. Mai au de lucrat, probabil. Mai au, dar era termenul 23 mai, nu știu cât, final. Despre băncuțele acestea ce părere aveți? Nu sunt decât ceva să doarmă boschetarii. Cum, domne? Efectiv. Păi sunt prea late, așa cine stă pe o băncuță așa, în loc de câteva băncuțe mai colo sau în părculețul celălalt. E ceva modern, așa, mai diferit. Nu știu dacă e prea modern, dar nu e util. Nu e... Cine? O să doarmă niște, știu eu, peste noapte. Care apucă vara. Per total, vă place ce s-a făcut? Vreo 30%, așa. Chiar pare șezlonguri. Sunt ceva mai diferite, așa, puțin. Puțin. Dar totuși e bine că au pus canapele aici. Chiar aveam nevoie de canapele. Bună ziua! Ce faceți? Mergem la plafar. Mergeți la plafar. Până să ajungeți acolo, vreau să vă întreb ce părere aveți despre centrul vechi și în special despre băncuțele pe care le vedem acum lângă noi. Frumos, asta nu prea ne... De ce? E, nu știu. Asta e părerea mea. Păi trebuie să fie motivată de ceva. Pentru că trebuia să fie un pic mai mici. Uitați, atât spătarul ăla, atât. Foarte frumos. Vă plac? Foarte mult. Sunt diferite față de cele clasice. Da. Ați observat, nu? Da.
Zona pietonală modernizată a crescut de la 16.736 de metri pătrați la 20.194 de mii de metri pătrați, iar suprafața carosabilă reabilitată ajunge și ea la 785 de metri pătrați.